Doamnelor și domnilor, o incursiune în timp te întreb la un moment dat ce este timpul. Este un film făcut în 1982 pe 8 mm, 35 de ani trecuți într-o clipă. Am bucuria ca protagonistul filmului, Ștefan Crisboi, în vârstă de aproape 14 ani atunci, să fie aici, în carne și os de domn, ca să zic așa. Mulțumesc, Ștefan! Și acest film a fost făcut grație unei întâlniri pe care am avut-o împreună. Sunt emoționat de faptul că am văzut ceea ce am văzut. Unei întâlniri mari, și anume cu domnul doctor inginer, o iau așa pe titluri științifice, Dan Macoveanu, un om care a făcut foarte multe în domeniul artelor marțiale în România. De altfel, mi-ai spus să spun Dan, nu este simplu, nici Ștefan nu poate să spună așa, dar după 6 ani nu mai ești sensei, ești sen și Shihan. Shihan. Ești cel care din 90, imediat după 90, ai organizat, federal vorbind, artele marțiale din România, din 90 până în 98. Nu? Ai fost primul președinte al Federației Române de Arte Marțiale și al asociației, spun bine, de taekwondo? Nu, tot federație. Tot federație era organizată federal. Ai scris mult,
Și o să revin apoi la tine, Ștefan, Fane. Fane, îți spun, noi ne știm de o viață. Ai scris foarte mult în zona fundamentelor de tehnică artă marțială și nu numai, ai mers dincolo în metadiscursul, în filozofia acestui sport, pentru că, în definitiv, violența, asta e titlul emisiunii, ce facem cu violența, asta este, de fapt, dimensiunea. Violența este o dimensiune umană permanentă, însă a avea un potențial exploziv în tine, a putea distruge prin tehnică și de luptă și a nu face lucrul ăsta este colosal. Asta în timp ce unii dintre noi, vorbesc în general pentru că mă număr în unele momente printre aceștia, deși nu putem nici măcar să lovim corect cu pumnul, ne considerăm mari zmei și așa mai departe. Ștefan, întâlnirea cu maestru Dan Macoveanu, o să folosesc această sintagmă, a fost importantă. Pornind de la ea, tu ai construit treptat, o să ne povestești din viața ta, una dintre cele mai importante companii de securitate, cred că este printre puținele care a început sub o denumire și și-a păstrat-o, nu a practicat acest gen de cameleonism și rebranding de conjunctură. Nu este simplu să fii în fruntea unei instituții cu sute de angajați și mai ales care este responsabilă pentru siguranța unor mii de oameni, bănuiesc. Nu? Zeci de mii. Zeci de mii de oameni. Da. Zeci de mii de oameni. Iar senzația de securitate e fundamentală. Am vorbit destul de mult. Cu ce să începem? Eu am rămas cu sensei. Maestre. Ziceți un pic din istoria dumneavoastră. Cum ați început? Știu că erați printre puținii înainte de 90, că unde puteai să mergi să faci, toată lumea știa, karate. Știu că vă antrenați atunci cu sensei Marinescu, la un moment dat. De Marinescu știa toată lumea, de dumneavoastră știa, mai era cine? Dan Stuparu sau nu mai știu asta? Da. Dan Stuparu, Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească. Păi hai să îmbunătățim puțin prezentarea. Da, chiar am nevoie de sprijin. Pentru mine a fost filmulețul ăsta o surpriză extraordinară. Că a fost cea mai mare satisfacție să vă văd la ce nivel v-am adus atunci, pe vremurile alea. Da, da. Ai uitat să spui că ce ați făcut voi acolo, ați făcut ieșind în mâinile mele. Da, și când îți vezi munca, tot. N-am știut că ai filmul ăsta. Da, da. Am să te rog să mă tragi. Sigur, sigur că da. M-a făcut o deosebită plăcere și vreau să vă spun că, uitându-mă așa în trecut, nivelul a fost destul de ridicat. Și încă câteva completări ca să fie lucrurile istoric clare. Da. Deci noi am făcut în ilegalitate karate, după cum bine știți. Lucram împreună la Spartak. Da. Și la un liceu sportiv Major Corav. Da. 4 antrenamente pe săptămână. La Spartak aveam tatami și saș de box. Acolo aveam tatami la liceu sportiv. Și făceam ca la carte, pentru că înainte de asta am avut ocazia să lucrez cu niște specialiști aduși prin Asociația de Studii Orientale. Pe care ai fondat-o de asemenea? Nu, am fost unul dintre fondatori, dar cel care a coordonat-o a fost inginerul Nicolae Bialăcur. Și în cadrul ei au fost invitați experți de karate, Shotokan, Kyokushinkai, Aikido, în japonez, 2 săptămâni a lucrat, jiu-jitsu, mulți. Da. Inclusiv specialiști în Zen, în 1979. Ceea ce era colosal pentru timpurile acelea. După aceea, lucrurile s-au stricat. Fostul Knefs a scos o circulară la cererea secretarului general al Federației de Judo, Anton Muraru, și practic cei care erau centuri negre
au fost dați pe o listă care era la Inspectoratul General al Miliției pentru a fi arestați. Incredibil. Este asta momentul știut, să se afle adevărul. Da, da, da. În 1990 s-a fondat, prin acțiunea tuturor practicanților de arte marțiale din țară, Federația Română de Arte Marțiale, în care am băgat sub aceeași cupolă toate artele marțiale. Karate, chiar două stiluri care erau rivale pe plan mondial, karateul Vuko, cum era atunci, și karateul tradițional, pe care îl coordona Shihan Dan Stuparu și cu Popescu Adrian Săcelă. Și partea de arte marțiale vietnameze, Kwankido, și multa jiu-jitsu. Deci biroul federal avea director de stil. Asta a fost structura inițială a Federației Române de Arte Marțiale. Pe 20 ianuarie 1990 a avut loc adunarea generală, și în presă chestia asta. Toți reprezentanții tuturor stilurilor m-au ales în unanimitate președintele federației. Mă rog, îmi amintesc că atunci am aprins o lumânare în memoria celor căzuți, că au fost și niște practicanți de arte marțiale căzuți la Revoluție atunci. După aceea, fiecare ramură s-a dezvoltat, am adus specialiști, am făcut primul curs de antrenori, chiar în 90. Deci primul curs de antrenori cu somități, cu Irina Holdevici, cu Nicu Alexe, extraordinar profesor a fost. Da, da. Și există niște diplome în acest sens. E mult de spus. Da, sigur, sigur. Am regretat că n-a fost prezent atunci vărul meu Florin Timorescu. Nu e o taină, deci suntem veri. El era plecat în Franța. Când am ajuns în Franța în 90, ne-a așteptat acolo și ne-a introdus la Federația Franceză, deja avea cale liberă. Ne cunoaștem bine, ca să zic așa, pe lângă că suntem rude, suntem și prieteni și ne leagă mult, e mult de spus. O nume istoric. Cu altă ocazie poate facem un show, pentru că amândoi avem un spirit așa de... Absolut, poate, acum unde locuiește? De umor și dacă începem să ne căjim așa... Este, unde locuiește domnul Marinescu acum? Poftim? Domnul Marinescu este în Franța sau unde? Nu, Marinescu este actualul președinte al Federației. A, bun, deci e... Ne oprim un pic, Ștefan, Fane, hai să-mi zici un pic despre tine acum. Cum s-a întâmplat? Deci noi ne-am, filmul acesta, asta am început, este cu el, este practic întâlnirea cu maestru Dan Macoveanu, ceea ce am învățat de la el și apoi traseul tău. Știu că ai plecat după 90 din țară. Da, am plecat după 90 în țară. Din țară... Am luat recunoașterea centurii negre în Anglia. Da. Și a fost pentru mine o mare mândrie. Realizare, da. Că am fost și acolo recunoscut. Da. Chiar în 90. Deci imediat după Revoluție. Adică tu aveai aici, era la nivel de centură neagră. Da. Faptul că în afară, în Occident, imediat după Revoluție, cineva își recunoaște această... Da, da, da. Era mare lucru, adică integrare internațională. Exact. Întâlnirea cu domnul Dan Macoveanu m-a influențat pentru restul vieții. Din copilărie, de la 15 ani, 16 ani, m-a influențat pentru restul vieții, pentru că m-a învățat să privesc altfel lucrurile. Exact cum ai spus la început. Da. Când toți eram smei și toți eram... Da. Când am văzut că se pot întâmpla lucruri foarte urâte, foarte negative de la un om foarte calificat, am început să îmi schimb puțin opțiunea. Da. În primul rând am început să nu mai judec după aparențe, ceea ce făceam la vârsta aia. Da. Am început să mă calmez, am început să gândesc altfel. Într-un cuvânt, am căpătat o altă strategie de viață. În arta războiului, scrisă de Sun Tzu,
el califică acolo luptătorii de două categorii și spune așa, luptătorii se clasifică în învingători și învinși. Care e diferența dintre cei doi? Învingătorul întâi câștigă lupta, după care pleacă la război, în timp ce învinsul întâi pleacă la război, după care caută victoria. Când spune că învingătorul întâi câștigă lupta, înseamnă că el acolo înainte și-a făcut o strategie. Da. A cunoscut câmpul de luptă, s-a consultat cu trupele, cu generalii, în sfârșit, a avut o strategie de luptă. Cam asta am făcut și eu. Mi-a schimbat acest sport și domnul Macoveanu mi-a schimbat cam tot în viață și ulterior această amprentă s-a păstrat. Adică o disciplină mai riguroasă, un alt fel de a privi lucrurile, o strategie în tot ceea ce faci. Cam asta a fost influența sportului și domnului Macoveanu special. Să spunem în general că în viață trebuie să ai 2-3 mentori pentru a reuși. Da. Unul dintre acești mentori a fost chiar dânsul. Iar pentru asta îi mulțumesc. Și eu îi mulțumesc pentru că suntem cumva reprezentanții unor sute de elevi care au învățat să se racordeze mult mai fluid și mai bine la ei înșiși. Grație artei pe care dumneavoastră, maestre, ai să spun așa, deși mi-ai permis să spun Dan, dar nu-i simplu, pe care ai transmis-o. O formă de transmisie ca atitudine. Fănel, tu ai după 90, cum ai intrat treptat în domeniul acesta al companiilor de securitate? Știu că ai asigurat la un moment dat securitatea unor mari personalități. Poți să ne zici câte ceva? Michael Jackson, de exemplu. Da. Regele Mihai. Da. Foarte, foarte mulți artiști de talie internațională. Mai mari, mai mici, în sfârșit. Dar până să ajung acolo, trebuie să menționez că am făcut tot felul de... am trecut prin mai multe meserii. Am fost de toate. De toate? De toate am făcut. Viața m-a dus pe niște cărări și nu mi-a făcut rău faptul că am învățat. Și am lucrat cu oameni, am lucrat în detectivistică, am lucrat în... Și mi-a ajutat foarte mult chestia asta. Și pe fundalul educației de la sport și ulterior experiența, știți cum se spune, experiența este suma persoanelor pe care le-ai întâlnit și care te-au marcat. Da. În sfârșit, între 91 și 97 am lucrat în domeniul acesta al securității private, care în anii aia de-abia scotea, de-abia să contura. Lege nu prea era, în sfârșit s-a făcut lege, s-a schimbat. Ideea este că în 97 am hotărât să încerc pe cont propriu să fac o firmă de securitate. Și de atunci, din 97... Sunt 20 de ani se împlinesc. Anul ăsta, 20 de ani. E un an rotund întreg. Da. E un fel de sărbătoare a faptului că atunci ai gândit această companie de securitate. Repet, este unul dintre cele mai cunoscute acum, nu putem să-i spunem, deși cred că toată lumea și-a imaginat cam ce. Ai gândit-o și ai câștigat lupta dinainte, de acum 20 de ani, și iată, continuitate, stabilitate. Nu e simplu să menții, prin timpuri care par alunecoase, o instituție care să funcționeze în zona aceasta. Da. Am avut o dezvoltare pas cu pas. N-am vrut să devin peste noapte un uriaș cu picioare de lut. Și am învățat să fiu răbdător, să am răbdare. Am fost cu răbdare. Da, răbdarea, maestre, răbdarea e o chestiune care e în fundamentele. Da. Și totul legat de... acum,
vorbim așa, cum să zic, ca filozofia a chestiunii, instabilitatea internă, senzația că vrem tot timpul repede, tot timpul să se întâmple. Înainte să înregistrăm, vorbeam și cu Roxana Costache, producătoarea emisiunii, despre zen și despre multe lucruri care sunt corelative artelor marțiale. Spiritul ca apa. Maestre, cum e? Principiile, ne spuneai. Spirit ca apa, capa, că până ca apa, se înțelege că e firma capa, capa și luați bastonă de la cine a tăpat. Spiritul ca apa. Deci în karate, în general, există câteva principii spirituale, mentale. Ca să ajungi acolo, trebuie să muncești, în primul rând, fizicul și partea energetică. N-avem timp acum de dezvoltat chestiile astea, dar din punct de vedere spiritual, mental, sunt necesare câteva principii. Cel mai important este un spirit ca apa, Mitsu no Kokoro. Adică, japonezii fac o analogie între mental, care îl compară cu suprafața unui lac liniștit, spirit, care percepe realitatea prin intermediul acestei oglinzi, în care se reflectă realitatea. Deci dacă suprafața acestui lac e vălurită, nu mai poți să percepi corect realitatea și reacția e întârziată sau deformată, necorespunzătoare. Multe valuri în lumea asta. Deci ca să obții starea asta, deja antrenamentul în artele marțiale trebuie completat cu meditație zen. E un fel de stare alfa, că știu că te preocupă domeniul ăsta, adică intri în domeniul tău acum. Și meditația zen nu are culoare politică, să zic așa, deci nu e religioasă, e o tehnică. E trans... Crede-mă pe cuvânt că am lucrat chestia asta și m-a ajutat să trec prin niște valuri ale vieții, într-un stres și niște... În fine, colosale, extraordinar m-a ajutat. Și atât de simplă încât poate să fac orice. Dacă se face corect, mare atenție la tehnicile astea, că dacă nu există un instructor calificat, poți să ai niște neplăceri. După aceea, al doilea principiu este un spirit ca luna. Deci cum îți privești adversarul? Menotsuke kata. Unii spun că trebuie să-l privești în ochi, că vezi dacă îi se contractă sau se dilată pupila, dacă se contractă e pe care să atace, dacă se dilată e frică. Niciodată nu privești adversarul în ochi. Îl privești la triunghiul format între cap și umeri, la bază, și treci cu privirea până el ca și cum te-ai uita în zare. Și atunci îl percep ca pe umbră, cu cap, mâini și picioare. Dacă sunt mai mulți, te uiți în centru de greutate. Și atunci orice mișcare face adversarul, un dege se ridice sau capul sau mâna sau ceva, reacția este instantanee. Al treilea principiu, care deja intrăm în domeniul parapsihologiei, este perceperea intenției adversarului. Deci când nici n-a schițat vreun gest, dar atacul se schițează în creier, se aprinde ca un bec undeva. Și fac o paranteză, chestia asta s-a evidențiat prin tomografie cu pozitroni pentru tipul de antrenament mental care se folosesc în sport. Deci acum vorbesc de știința sportului, tradiția extrem-orientală. Ăsta se numește Yomi, perceperea intenției adversarului. Deci eu știu, sunt cu 2-3, știu că el atacă circular sau atacă simultan, atacă cu stânga, atacă la nivel mediu, la nivel superior. Ăsta înseamnă Yomi. Și în sfârșit, Heno, reflexul, în karate, reflexul nu este ca cel de clipit. Reflexul trece prin computer, în creier. Și riposta este dată optimizat, corespunzător, proporțional și așa mai departe. Deci astea sunt niște principii mentale care se obțin mai greu. Iar toate chestiile astea
da. Se asamblează prin morală. Morală. Care e la baza tuturor principiilor ăsta. Da. Și morala în artele marțiale se poate rezuma în felul următor. Cu o povestioară. Chiar cu două. Doi maestri ai spadei, doi spadasini în Japonia medievală, să căutau de omor, să confrunte, să taie. Să întâlnesc, să salută pe mâna pe katana, trece o jumătate de oră, curgeau apele pe ei, să salută și pleacă. Deci ăsta este finalul artelor marțiale. Filmulețul ăla care l-ai dat, care m-a umplut de bucurie și încă o dată ți-l solicit în public. Da. Iată, am martor o țară întreagă. Da. Așa? Deci ăla ai făcut o aluzie la ce înseamnă violența. Da. Ăla da. Jos, lovit. Da. Așa. Da. Uh-huh. Există, fac o paranteză acum, un material cu imagini după camerele de supraveghere, cum să mur oamenii de cuțit pe stradă în lume, așa. Apropo de violență. Cumplit. Cumplit. Deci tăieturi de-astea, până garaje, până lucrul dracului. Și Ștefan, cred că ai fost martor și ai putut să intri în contact cu această realitate de o duritate extremă. Război, efectiv. Exact. Da. Deci. Și ești în continuare, sunt convins. Noi cred că suntem feriți și revenim, suntem feriți. Nu discutăm acum, Matei, treaba asta. Da. Intră după aia în sigur, detalii. Sigur, concret. Acum era un principiu. Deci de astea sunt principiile frumoase. Da. Acum, bineînțeles că există arte marțiale de competiție, de progres spiritual, de tot ce vrei. Da. Dar există și partea de self-defense, care în momentul de față este o metodă de sinteză. Toți, de exemplu, evrei au făcut Krav Maga, care e tot o sinteză din diverse stiluri. Rușii au Sambo și Sistema, care e tot o metodă de sinteză. Și mulți alții au făcut, de exemplu, pe vremuri, era Brigada Anticomando la francez, Robert Patureau era instructorul lor șef, acum se numește RAID, au chemat 10 experți de arte marțială din Franța, s-a dat sarcină să facă un sistem de autoapărare pentru BAC, adică Brigada Antiteroristă, cum era. Da. Și așa mai departe, toți au făcut metode de sinteză. Ceea ce vei prezenta probabil în generic înseamnă, arată ce înseamnă metodele astea de sinteză, ce înseamnă partea de self-defense, ce înseamnă partea de stradă. Deci reține. Da, toate DVD-urile pe care le-ai făcut și care sunt conexe lucrărilor sunt sistemul tău de sinteză. Nu, cumva. Nu, deci e o cercetare, că se poate face cercetare și în orice domeniu. Uh-huh. Și niciun sistem de self-defense nu este închis. Sunt N școli. De exemplu, pe ecran acum este cuțitul de antrenament pentru luptă cu cuțitul. El e fabricat în Thailanda, ca să nu îți dai peste mânuță. Dacă e metalic, te doare. Asta e într-un material plastic special. Are o formă specifică. Specialiștilor în lupta cu cuțitul după în zona Indoneziei, Filipine, deci cum să spun, un mâner de ăsta ergonomic, ca să spun așa. Da, asta e o paranteză. Deci, în momentul de față, ăsta este adevărul. Da. În păcate, trist. Fiecare poate să facă sport, fiecare poate să facă partea de autoapărare din sport. E loc pentru toată lumea, dar adevărata cădaia este prezentă aici, Ștefan. Da. Care se ocupă de security și au avut și destule probleme și, din păcate, au și, din păcate, o să aibă și mai multe, pentru că așa cum se prezintă lucrurile, nu se prezintă bine, se dă foarte des cu cuțitul și pe la noi și pe afară și peste tot, cuțitul e cea mai periculoasă armă. Cea mai periculoasă armă. Da. Reține treaba asta. Da. Dacă, chiar dacă ai habar, tot ești victimă. Cu cât ești mai virtuos și persist și găsești un sistem cât mai eficient, cu atât poți să scapi. Dar unul care nu știe nimic e victimă 100 la 1000. Da. Ăsta e adevărul.
Dragă Ștefan, ești în contact, spuneam, direct cu această realitate a violenței umane, de care cu toții avem o formă de repulsie sau ne e foarte greu. Cum te descurci? Ce se întâmplă? Poți să ne faci așa un tablou al muncii tale concrete la nivelul acestor zeci de mii de oameni pe care compania ta îi protejează? Cam ce se întâmplă într-o săptămână sau într-o... Ce gen de evenimente sunt în zona asta? Toată marja de evenimente destul de neplăcute sau chiar foarte neplăcute. De la spargere de locuințe, da, până la atacuri directe asupra persoanelor, până la scandaluri în locuri publice, restaurante, da, baruri, da, discoteci. Deci avem toată marja de... Iar, cum să-i le spun, luptătorii companiei tale, asta ar fi un titlu potrivit, că devii luptător la un moment dat, sau cum să-i spunem? Da, luptători, angajați, sunt, nu știu cum să le spun. Uneori sunt chiar victime ale încercării de, da, a proteja. Am avut și situații de genul ăsta. Da. Încercăm prin antrenamente să-i protejăm cât mai mult și încercăm prin tot ceea ce facem, proceduri, colaborare cu poliția, absolut tot, să limităm riscul. Nu există risc zero. Da, da. De-aia au fost președinți care au fost împușcați, de-aia au fost situații violente la nivel înalt. Da. Noi suntem doar o firmă de securitate. Nu ne comparăm cu sistemele de stat. Da. De-aia am dat exemplu că și acolo se întâmplă. Nu numai la noi, ci în toată lumea. Mm-hmm. În general avem de-a face cu atacuri asupra proprietății. Mm-hmm. Și hoții, infractorii înțeleg că a ataca o persoană este deja o infracțiune foarte gravă. Iar modul de operare, modus operandi, este să fure cât mai repede și să dispară de la fața locului. Nimănui nu-i convine să întâlnească cu echipa de intervenții una, două, trei, cinci, zece mașini, pentru că psihologia infractorului, da, este de a pleca, nu de a sta, da, la confruntare. Da. Cam asta e situația. Se întâmplă uneori, se ajunge la confruntare. Se întâmplă uneori să fie și confruntare. Da, îmi închipui ce situații se pot sunt petrece, lucrurile scapă de sub control la un moment dat? Scapă de sub control? În sensul că violența infractorului ca un, nu știu, un șoarece prins în colivie poate să fie foarte mare. Atâta timp când nu știi să procedezi, poți să dai naștere la violențe mai mari. Uh-huh. Dacă știi să procedezi... Să imobilizezi. Să imobilizezi. E foarte greu să imobilizezi, cred. Nu știu, vorbesc din necunoștință de cauză, un infractor prins la fața locului, că asta trebuie, da, să faceți, să-l imobilizați, da, fără să-i aduceți vătămare, într-un fel. Absolut, da. Asta e cel mai greu. Foarte greu. Da. E foarte greu. Suntem între ciocan și nicovală. Da, între... da. Între client și partea legislativă care, da, legală, care ne spune să nu aducem vătămări corporale în cadrul imobilizărilor. Cam pe acolo sunt. Adică, culmea ar fi ca infractorul să dea în judecată o companie de securitate, cum că i-a sucit mâna puțin la spate. Sunt cazuri frecvente de tipul ăsta, da. Și nu numai la noi. E cunoscut cazul antologic. Hoțul intră într-o casă, fură televizorul din casă, se duce spre ieșire, pe alee era zăpadă, se împiedică și cade. Da. Sparge și televizorul, își rupe și mâna. Și el e prins de proprietar, apoi de poliție, și se depune plângere. Iar hoțul depune plângere în legătură cu proprietarul că nu și-a curățat aleea de zăpadă. Și sunt două plângeri
și ale hoțului și ale păgubitului. Ia, legea, într-adevăr, susține că trebuia să-și cueți aleia de zăpadă, nu? Bine, asta în America, nu la noi. Nu, la noi nu n-am ajuns la povestea asta cu încă aleia. Încă nu. Dacă îmi permiți, la noi, uite ce se întâmplă. Da. Intră hoțul în casă peste tine cu cuțitul. Da. Și dacă se taie în cuțit, nu știu cum, pe tine te leagă. Punct. Pe proprietarul. Deci, s-au întâmplat lucruri de genul ăsta? Da, cazul Iovan... Asta e legislație. Cazul Iovan a fost... Da. Caz studiat, dezbătut. Legislația spune că dacă, de exemplu, dacă între tine și hoț, infractor, există un obstacol, da, nu mai e voie să tu să ataci. De asemenea, legitima apărare spune că mijlocul de apărare trebuie să fie egal cu cel de atac. Adică dacă el te-a atacat cu un băț, iar tu ai dat cu cuțitul pentru a te apăra, tu ești vinovat, cel care te-a apărat. Legislația aceasta e specifică țării noastre? Da. Specifică țării noastre? Da. Adică, practic, legiuitorul consideră victima, cel care este furat, cel puțin un sensei de arte marțiale care să poată să aprecieze în acel moment. E prea mult. Mi se pare absurd și nu s-a făcut presiune asupra legiuitorului să de bun simț să schimbe lucrul ăsta? Sunt o mulțime de spețe care până la urmă în instanță, dacă ajung în instanță, judecătorul știe să aprecieze. Datorită experienței, experiențelor acumulate, spețelor și cazurilor, știe să aprecieze unde s-a depășit limita legitimei apărări sau unde nu s-a depășit. Maestre, te afli în Enciclopedia Personalităților din România, care este o lucrare selectivă, înalt selectivă. Și, nu știu, poți să te rog pe mine, Ștefan, să prezinți sub aspectul gradelor pe care le are și în ce maestru, deci 7 dani în karate. Karate Shotokan. 7 dani. Că e o performanță remarcabilă să ajungi 7 dani român fiind, nu? E o muncă. O muncă fantastică. Apoi 6 dani? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Mm-hmm. Și restul nu mai contează. Știi care e problema? Chestia cu danii sunt cu recunoașterea muncii, transpirații. Da. În 50 de ani de când fac, 55. 55 de ani de practică. La 68 de ani, dacă te apuci la 13 ani, fac cam 55 de ani de practică. Da. Curmea că am început cu judo, că pe atunci de-abia intrase judo, pe urmă jiu-jitsu și așa mai departe. Nu asta contează. Nu asta contează, da. Fiecare specializare pe cât o disciplină, am finalizat-o pe cât o carte. Da. Ca să nu... tezaurizez niște informații care să reciclează proteina aia din creier, se reciclează foarte ușor în sol. Și e păcat. Da. E păcat pentru că am luat și eu de la alții care erau mai buni, au venit, am umblat, zic, hai să lăsăm ceva pentru biblioteca mioritică. Da, și ai lăsat, evident, ca orice autor, nu mai ai nici măcar un exemplar din lucrările tale ca să fie adus aici. M-am uitat, se găsesc unele, sunt și pe Amazon, am văzut, Dan Macoveanu, dacă dați oameni buni, o să găsiți. Altele în anticariat, dar sperăm la reeditări. Cine poate să știe? Da. Revenind la Ștefan, cât de greu trebuie să-ți fie să poți să, și ce responsabilitate vei fi avut de-a lungul timpurilor ca să poți să gestionezi acest fenomen. Violența cred că este cel mai dificil
cea mai dificilă expresie a umanității noastre. Pentru că efectele distructive sunt colosale, lipsa de limită și de regulă, apropo de hoție și de furt, în expresia aceasta majoră, pentru că plus minus, probabil că fiecare dintre noi ne furăm pe noi înșine și avem derive de la principiul moral. Însă, cred că nu e simplu să aplici și să gestionezi atâta timp în fiecare an lucrurile acestea, nu? Și este. Noi o facem de 20 de ani. Da. Dar dacă o facem de 20 de ani, înseamnă că piața cere astfel de servicii. Da, da. Piața a ales. Piața de securitate s-a cristalizat, dacă pot spune așa, în sensul că s-au ales 6-7 firme serioase și mari, pe care clienții au început să le aleagă. E la fel de adevărat că în România sunt în jur de 1000 de firme care au acest domeniu de activitate. Nu toate funcționează, sau dacă funcționează, funcționează cu 2, 3, 5 contracte. Da. Gândiți-vă că noi avem 5.000 de contract, de clienți. Peste 5.000. Da. Sunt firme care au 2.000, 3.000. Firmele mari au de la 3.000, 4.000 în sus. Și firmele foarte mari au 6.000, 6.500, 7.000 de clienți. Din păcate mai sunt numai 3 minute din emisiune și mă gândeam, Fane, dacă ești de acord, să îl lăsăm pe maestru să încheie emisiunea în aceste 2 minute și jumătate cu niște gânduri de folos pentru oameni sau cu ceea ce consideră dumnealui ca pedagog și educator într-un domeniu fundamental care înseamnă, până la urmă, lupta cu noi înșine. Maestre. E foarte simplu. Pornind de la cele 10 porunci, să nu ucizi, trecând într-o abordare mai modernă, orice practicant de arte marțială adevărat protejează viața sub orice formă, da, este tolerant și, revenind la sursa cea mai importantă a Cartea Sfântă, nu trebuie uitat că toți suntem copiii aceluiași Dumnezeu, indiferent de religie, că avem responsabilitate în față de alții și cred că nu e cea mai frumoasă și cea mai ușor de suportat situație în care să-l deteriorezi pe un frate de-al tău într-un domnul, să-i faci un ochi vânăt, nici măcar atât, când există cuvântul, există negocierea. Da. Dacă toate astea pică, atunci riposta trebuie să fie, el e cel rău care vine să lovește, să întoarce împotriva lui. Da. Adică dacă cuțitul se poate întâmpla să înfigă în el. Legea cauzei și a efectului, în definitiv. Sau vine să lovește de ceva, nu știu, de un pumn, de alte chestii. Da, da. Vă mulțumesc încă o dată, Dan Macoveanu, mulțumesc Ștefan Crisboi, pentru bucuria de a fi marcat. Noi îți mulțumim, Matei, că ne-ai făcut o mare plăcere. Ani și ani de zile și sunt convins că istoriile voastre sunt au un miez important și nu numai miez, care inspiră pe cei care vor privi. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim.